ziua și bine ați venit la Banca Națională a Moldovei. Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre. Astăzi a fost adoptată prin vot unanim decizia Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei, care prevede următoarele. Se stabilește rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, la nivelul de 3,60% anual. Se stabilesc ratele de dobândă astfel, la creditele overnight, la nivelul de 5,60% anual, la depozitele overnight, la nivelul de 1,60% anual. Se diminuează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, după cum urmează. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești, 16 iunie 2024, 15 iulie 2024, de la 33% la nivelul de 31% din baza de calcul. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești, 16 iulie 2024, 15 august 2024, de la 31% la nivelul de 29% din baza de calcul. Se diminuează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, după cum urmează. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă, 16 iunie 2024, 15 iulie 2024, de la 43% la nivelul de 41% din baza de calcul. Începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibile, 16 iulie 2024, 15 august 2024, de la 41% la nivelul de 39% din baza de calcul. De asemenea, în ședința de astăzi, Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a aprobat spre publicare cel de-al doilea raport asupra inflației pentru anul 2024. Prin decizia de politică monetară de astăzi, Banca Națională a Moldovei urmărește încetinirea descreșterii inflației și menținerea acesteia în limitele intervalului de variație a țintei, prin stimularea în continuare a cererii agregate, inclusiv prin încurajarea consumului și a investițiilor, echilibrarea economiei naționale și ancorarea așteptărilor inflaționiste. Decizia prelungește relaxarea politicii monetare începută în decembrie 2022, efectele se vor transmite în continuare treptat prin scăderea ratelor de dobândă pe piețele monetare, de depozit și de credit. Prognoza curentă adeverește în general tendințele prevăzute anterior. Inflația anuală a coborât până la nivelul de 3,9% în martie 2024, cu 0,3 puncte procentuale mai jos față de decembrie 2023, fiind nesemnificativ mai joasă decât s-a așteptat. Abaterea a fost cauzată în principal de prețurile reglementate din cauza întârzierii ajustării tarifelor la servicii medicale și a scăderii tarifului la gazul natural în februarie anul curent. Cererea dezinflaționistă, reducerea prețurilor la produsele alimentare pe piața internațională, recolta bogată din anul trecut, micșorarea unor tarife la serviciile comunale și compensațiile pentru resurse energetice oferite populației în perioada rece, au contribuit la diminuarea inflației. Măsurile stimulative de politică monetară de până acum, ajustarea politicii fiscale și unele șocuri sectoriale adverse au atenuat descreșterea inflației. Despre mediul extern putem spune că anul 2024 a început cu
sporirea tensiunilor geopolitice și cu menținerea presiunilor inflaționiste. Prețul petrolului a crescut simțitor în primele luni din cauza limitării producției OPEC Plus și a ocolirii Mării Roșii de către tancurile petroliere și a întețirii tensiunilor în Orientul Mijlociu. Prețurile la produsele alimentare și-au schimbat tendința de scădere spre o creștere ușoară. Cotațiile la gazele naturale, la fel, s-au majorat periodic din cauza scăderii ofertei pentru Europa, ca urmare a creșterii achizițiilor din Asia. Stocurile în Europa rămân totuși la niveluri maxime, după o iarnă blândă și o micșorare a consumului industrial de gaze naturale. Menținerea presiunilor inflaționiste în unele economii avansate, în special în cazul inflației de bază, a dus la așteptări privind amânarea scăderii ratelor de dobândă de politică monetară. Creșterea economică este în continuare foarte neuniformă la nivel mondial. Economia Statelor Unite ale Americii este într-o stare bună, iar cea a zonei euro este slăbită de crizele ultimilor ani. Economiile din regiune rămân tulburate de urmările războiului din Ucraina. Despre activitatea economică, datele publicate de BNS pentru primele două luni ale anului 2024 arată tendințe mixte în activitatea economică. Comerțul internațional nu prezintă semnale clare de înviorare. Atât exportul cât și importul au înregistrat rate negative de minus 12,5, respectiv minus 7,5% anual. Comerțul cu amănuntul, producția industrială și comerțul cu ridicata au crescut în medie cu 10,9, 3,8, respectiv 2,5% anual. Condițiile monetare. Excesul de lichiditate în sectorul bancar a constituit 12,3 miliarde lei, majorându-se cu 2,8 miliarde lei în trimestrul 1-2024 față de trimestrul precedent. Creșterea anuală a agregatului monetar M3 în trimestrul 1-2024 a fost de 17,9%, în mare parte din contul depozitelor în lei. Măsurile stimulative de politică monetară de până acum au dus la o scădere a ratelor de dobândă la creditele și depozitele noi în lei în trimestrul 1 din anul curent. Astfel, rata medie ponderată la credite a constituit 9,66%, iar cea la depozite 3,91%, scăzând cu 4,63%, respectiv 7,85 puncte procentuale față de trimestrul 1 din anul 2023. Micșorarea ratelor de dobândă a dus la creșterea volumului creditelor noi acordate în lei cu 28,7% anual în trimestrul 1 anul curent, în mare parte din contul creditelor pentru consum și imobile acordate persoanelor fizice. Creditele noi în lei acordate persoanelor fizice au crescut în martie 2024 cu 63,7% anual. Datele cu frecvență înaltă arată că ratele de dobândă la creditele și depozitele noi în lei continuă să scadă. Astfel, în primele 3 săptămâni ale lunii aprilie, rata medie ponderată la credite a fost 9,27%, iar cea la depozite 3,31%, mai mici cu 4,46%, respectiv 5,49 puncte procentuale față de aceeași perioadă din anul 2023. Volumul creditelor noi în lei a sporit cu 50,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Prognoza.
Se presupune că cererea externă va fi în continuare mai joasă decât mediile istorice, iar inflația externă va coborî spre țintele stabilite de băncile centrale. Ratele de politică monetară vor scădea mai încet decât s-a așteptat. Dolarul SUA va continua să se aprecieze, fiind determinat de menținerea ratelor de dobândă de către Sistemul Federal de Rezerve pentru o perioadă mai lungă, de situația economică din SUA mai bună față de alte economii, dar și de creșterea atractivității dolarului ca urmare a sporirii tensiunilor geopolitice mondiale. Rubla rusească se va deprecia din cauza reechilibrării parității puterii de cumpărare, a ocolirii tot mai anevoioase a sancțiunilor economice și a greutăților privind conlucrarea cu noi piețe de desfacere. Cotațiile la petrol vor rămâne înalte din cauza tensiunilor geopolitice, precum și a prelungirii limitării de producție de către statele OPEC+, care ar putea duce la un deficit însemnat de petrol în a doua jumătate a anului. Prețurile la gaze naturale vor continua să răspundă puternic la cele mai mici șocuri de ofertă, iar cele la produse alimentare vor crește moderat. Rata anuală a inflației va oscila neînsemnat în jurul țintei de 5%, rămânând în intervalul de țintire de 5 plus minus 1,5 puncte procentuale în următoarele 8 trimestre. Dinamica se va datora în mare parte tuturor componentelor. Cererea agregată va fi dezinflaționistă pe întreaga perioadă de prognoză din cauza condițiilor monetare și restrictive și, într-o măsură mai mică, a cererii externe slabe. Impulsul fiscal pozitiv va atenua descreșterea cererii agregate. Tendințele anticipate în rundele anterioare rămân valabile în mare parte. Prognoza inflației a fost ridicată ușor pentru întreaga perioadă comparabilă, cu unele mici excepții. Riscurile și incertitudinile prognozei rămân înalte. Din mediul extern se conturează surse precum tensiunile din Orientul Mijlociu, războiul din Ucraina, șocurile temporare de ofertă și prețurile la produsele alimentare, politica monetară a SUA, precum și configurarea geopolitică după alegerile din 2024, care ar putea duce la schimbarea politicilor economice. Printre principalele incertitudini interne se numără ajustarea tarifelor, fluxuri de refugiați, condițiile meteorologice și recolta viitoare. Raportul asupra inflației pentru mai 2024, care conține analiza situației economice interne și externe, prognoza pe termen mediu a inflației, va fi prezentat și publicat pe pagina Băncii Naționale pe 14 mai 2024. Deci pe 14 mai vă așteptăm din nou la Banca Națională. Următoarea ședință a Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei cu privire la promovarea politicii monetare va avea loc pe data de 20 iunie 2024, conform calendarului aprobat. Vă mulțumim. Vă amintim că prezentarea deciziei de politică monetară de astăzi are loc în cadrul Clubului Presii Economice. Acum, dacă aveți întrebări, mai întâi vă prezentați, vă rugăm frumos. Bună ziua! În primul rând, cred că această decizie de politică monetară, inclusiv după analizele noastre, era una oarecum previzibilă și salutabilă, în special în partea de faptul că BNM a decis să reducă și rata
nor de rezervelor minime obligatorii. Chiar zilele trecute discutam cu mai multe persoane din comunitatea bancară care cumva spuneau că asta inclusiv influențează și costul creditelor și deja ar fi oportun să avem această scădere, de aceea este una salutabilă. Noi am făcut la expert group, inclusiv înainte de a veni aici, la fel, o trecere în revista principalilor indicatori macroeconomici și prognoza noastră despre ce va decide BNM era cumva că rata de bază fie va fi menținută la același nivel, fie va scădea ușor și vedem o scădere cu 0,15 puncte procentuale, pentru că, într-adevăr, din partea cererii agregate, noi nu avem, din păcate, presiuni la moment. Spun aceasta din păcate pentru că încă nu vedem acea revigorare economică. Ori noi în anul 2023 am avut o scădere, o creștere economică de 0,7%, dar este probabil prima oară în două decenii în care nu am reușit să recuperăm scăderea dintr-un an mai înainte. Iar dacă analizăm datele din primul trimestru, în mare parte este o extrapolare a anului 2023, adică nu am văzut evoluții foarte impresionante. Poate excepția ar fi ce se întâmplă cu producția industrială, unde pe acest an am putea vedea o creștere sau o redresare destul de bună, pentru că sunt mai mulți factori aici. Vedem inclusiv ultimele date cu prețurile producției industriale, adică prețurile din fabrică ale companiilor din industrie, care sunt chiar în scădere comparativ cu luna martie 2023, adică această presiune pe costuri care era din partea resurselor energetice și produselor alimentare nu mai există, plus se pare că există încă o cerere externă destul de bună pe această parte. La fel, dacă ne uităm prețurile producției agricole în primul trimestru, vedem iarăși o scădere cu 20%. Aceasta, sigur că este o presiune pe fermier, dar pentru industria de procesare, de fapt, este până la urmă o veste nu atât de rea. Dar eu cred că pentru perioada următoare sunt și anumite semne de înviorare economică, ca să fim așa pe o bandă mai optimistă. Dacă analizăm ultimele date disponibile care ne arată cam cum se îndreaptă economia, spre exemplu, noi urmărim încasările zilnice care vin la bugetul de stat și vedem că în luna aprilie 2023, în aprilie 2024, comparativ cu aprilie 2023, încasările medii zilnice de la vamă au crescut cu 10,1%, iar în primele 3 luni ritmul a fost de doar 3,1%, deci avem un salt în acest sens. Și la fel, Biroul Național de Statistică efectuează trimestrial, începând cu anul 2023, o cercetare similar cum se face în Uniunea Europeană, Consumer and Business Survey. Și dacă analizăm rezultatele acelei cercetări din datele prezentate în luna aprilie cu prognozele managerilor pentru trimestrul 2, vedem o îmbunătățire vădită a perceptivelor acestea privind cum anticipează evoluția economică de mai departe comparativ cu cercetarea efectuată la începutul anului și este pe un eșantion destul de reprezentativ de peste 2000 de firme, deci sunt din industrie, construcții și comerț. Și apropo, vedem iarăși cea mai bună îmbunătățire de percepție în industria prelucrătoare, de aceea cumva și am spus că ne așteptăm ca pentru acest an să avem o evoluție mai bună. Dar, analizând acele date, ceea ce aș dori să atrag atenția, inclusiv, cred că este un subiect de cercetare și pentru Banca Națională, una din întrebările la care sunt întrebați managerii ține de cum văd ei perspectiva prețurilor și, în general, datele sunt dezagregate și pe tipuri după mărimea întreprinderii, întreprinderi micro, mici, medii și mari. Și din ce se observă, în general, din date, vedem cumva o asimetrie de informații atunci când vorbim de întreprinderile micro și mici, pentru că dacă în cazul întreprinderilor mari și medii, cumva așteptările lor de creștere pe prețuri sunt cumva în linie cu realitatea, cu prognoza
BNM, se pare că la întreprinderile micro, mici, au așteptări de creștere de prețuri mult mai mari, ceea ce, sigur că ar putea fi inclusiv un subiect de cercetare pentru BNM din perspectiva ancorării așteptărilor inflaționiste. Vă mulțumim întrebări, dacă aveți, vă rugăm frumos, asupra deciziei de politică monetară. Eu vă mulțumesc pentru observație, pentru comentariu și mă bucur că suntem în linie cu așteptările pieței, pentru că rolul unei bănci centrale este acela de a fi deschisă, transparentă, predictibilă. Nu vrem să surprindem, pentru că asta nu mai înseamnă colaborare cu mediul. Și da, foarte bună ideea pe care ați spus-o despre un studiu care să înțeleagă diferențierile între tipuri de companii și cum acestea percep inflația și care este așteptarea inflaționistă. Da, într-adevăr, modelează inclusiv rezultatul și foarte bună sugestia. Sperăm că în câteva luni ne vom reuni pe, discutând un studiu pe această temă. Mulțumesc! Vă mulțumim, întrebări dacă mai aveți. Natalia Melnik, Los Angeles. Cum credeți, de ce băncile, de ce ratele de credite în bănci rămâne destul de înalte sau scade foarte, foarte lent? Pentru că ei are bani. Da. Am arătat că ratele dobânzilor au scăzut atât la credite cât și la depozite. Este adevărat că scăderea în zona depozitelor este mai accelerată, dar nu cred că este un fenomen neașteptat sau un fenomen neîntâlnit. Acum, prin reducerea ratelor de politică, ratei de politică monetară, printr-o mai mare lichiditate în piață, ne așteptăm să se vadă un efect combinat al acestor două măsuri și printr-o reducere în continuare, poate chiar mai accelerată, a ratelor la credite. Vă mulțumim. Întrebări dacă mai aveți. Vă rog la decizie de politică monetară. Eu am chestia business class. Eu am o întrebare referitoare la raportul noastră, la unii cifre le-ați pronunțat și nu știu, poate eu... Ați vorbit despre creditele mai acordate, acolo sunt 50,4%. Dacă e așa, îmi pare că eu... Da, este adevărat, dar trebuie să ținem cont de efectul de bază, pentru că în contextul normelor mai restrictive cu privire la creditul pentru consum introduse acum în 2022, împreună în contextul ratelor de dobândă foarte mari, în 2022 și 2023 am văzut cifre foarte scăzute la credit. Deci este vorba de un efect de bază. O bază foarte mică, atunci creșterea practic pare destul de semnificativă. Poate că ar fi trebuit să explicăm puțin mai mult în text acest efect de bază, tocmai pentru a nu surprinde pe cel care citește. Deci nu suntem într-o... baza era atât de mică încât nu suntem într-un pericol acum sau nu există o creștere care să ne îngrijoreze. Dimpotrivă, suntem pe o tendință bună. Deci e vorba de un efect de bază. Baza a fost foarte scăzută și ca atare e aritmetică. Dar și în același timp îți vorbi despre reducerea comerțului exterior, în special la importurilor, dar destul de tehnică. Și de altă parte, creșterea comerțului intern. Creșterea comerțului intern era și un moment destul de interesant de control cu de a putea să crească comerțul intern, de acela nu se produce prea mult. Și ce spunea stat, de exemplu, că au scăzut prețurile la producție agricolă, o să câștige niște procesatorii, da? Ceea ce iarăși nu pare fi o chestie, o
În adevăr, în ultima instanță se spune așa, deoarece, din câte știm, din teren, procesatorii se plâng un destul de ieftin câte lanțuri de magazine produse, care, spre exemplu, ouăle cresc de 3 ori, elimin cu 30%, de 13 lei și se vând cu 39 lei. Deci, o valoare adăugată foarte mult. Și poate din contul ăsta, comerțul intern crește deoarece lanțurile de magazine ridic exagerat prețurile astea. Cu siguranță, competiția din piață contează foarte mult în stabilirea prețurilor. Avem efectul prețurilor input, prețurilor de producție, dar și concurența este cea care decide. Totuși, pe această piață este o piață așa tradable, adică produsele interne, ele intră în competiție cu produsele de import. Acest lucru are și un efect pozitiv prin aceea că sunt împinse în jos prețurile pe o piață din aceasta a bunurilor și serviciilor tradable. Acum, cu siguranță, în condițiile în care și concurența internă crește, trebuie să ne așteptăm la o reducere a marjelor și producătorii și mai ales comercianții interni să afișeze sau, mă rog, să promoveze marje mai reduse. Dar acest proces știți că este unul mai de durat, tocmai de aceea noi dorim să vedem o relansare a creditului pentru investiții. În acest moment vedem semne mai clare în zona creditului de consum, dar relansarea creditului de investiții cu siguranță aduce concurență, pentru că asta va face aceste investiții, vor aduce noi bunuri și produse pe piață. Vă mulțumim, întrebări. Agenția de presă Infomarket, Alexandru Burdeni. Spuneți-vă, rog, dacă ați discutat reducerea mai semnificativă a ratei de bază, noi suntem obișnuiți cu cifre de sfert, eu ce? Mulțumesc. Da. Nu am... Cam asta a fost decizia. Nivelul acesta ne-a asigurat nouă un confort că transmitem semnalul corect către piață, dar și că nu vom ieși din intervalul nostru de siguranță, de țintire. Deci am avut aceste repere în momentul în care am venit cu această decizie. Deci, pe de o parte, mesajul către piață pentru redresarea activității economice, reluarea creditării și, pe de altă parte, și păstrarea inflației în zona noastră, în zona de confort pentru economia țării. Mulțumim, următoarea întrebare, Macet. Da, e doar Macet, politic, media. Doamna guvernatoare, vreau să vă întreb cum apreciați dumneavoastră la ora actuală capitalizarea băncii naționale, pentru că la finele anului trecut guvernul trebuia să vă transfere niște bani, era vorba despre o sumă de vreo 400 de milioane de lei, și mă întreb dacă această sumă a venit pe conturile Băncii Naționale în cadrul acelui program de management al datoriei de stat pentru 24-26. Mersi. Suntem în dialog cu Ministerul Finanțelor în acest sens și am avut deja un schimb de scrisori cu Ministrul Finanțelor. Sperăm că acest dialog acest dialog va continua și vă vom ține la curent. Noi vă mulțumim. Dacă întrebări nu mai aveți, atunci vă urăm o zi cât mai reușită în continuare. Și ne vedem pe 14 mai. Mulțumesc!